Relația dintre Cristina și Ionuț nu a durat decât 3 luni. Din cauza geloziei bărbatului, fata a decis la finele lunii trecute să pună punct relației. Doar că nici așa nu a scăpat de fostul iubit, care continuă să o terorizeze. Să-mi explici, nesuferit ai fost, nesuferit e să iasă ca tine mereu, uite că asta o să iasă ca mine, promit. Vom vorbi indiferent dacă vrei sau nu. Nesuferit-o ce ești. Astea sunt ultimele mesaje de ieri. Eu când am aflat, de la sora lui am aflat, m-a sunat și am plecat repede din Pitești în coapă, pe drum am sunat și poliția și am intrat și pe Facebook-ul ei. Și astea erau ultimele mesaje. Practic vroia să o cheme, își dorea să pună planul la... Păi a venit deja pregătit cu cuțit după el. Bărbatul hotărâse să o omoare și a plănuit crima în cele mai mici amănunte. A urmărit-o toată ziua. Până la prânz a reușit să se întâlnească cu ea în drum spre Slatina. Ionuț a luat-o în mașină și și-a pus planul în aplicare. Inculpatul a folosit un cuțit pe care l-avea asupra lui, a înjunghiat victima, după care a continuat deplasarea cu autoturismul circa 20 de metri, a intrat într-o lisieră cu intenția de a abandona victima și văzând că aceasta nu decedase, i-a aplicat multiple lovituri cu același cuțit. După ce a ucis-o, Ionuț și-a sunat sora și a povestit ce a făcut. Aceasta a fost cea care a alertat familia tinerei. Ne-am dus pădure. Să căutăm. La 11 noaptea. La 11 noaptea. Era acolo abandonată în pădure. Da. Dar a depus vreodată plângere la poliție împotriva lui? Nu, de ce? Nu știu. Am zis că dacă depunem plângere nu se ia în considerație. Cine a zis lucrurile? Noi am zis. Am zis că nu se ia în considerație dacă punem plângere. Locuitorii din satul tinerii sunt șocați de cele întâmplate. Da. Un nenorocit, așa ar fi trebuit și el tot omorât. Nu știu, era o fată bună, foarte bună. Aseară am auzit. La 10:30, 11:00 aseară. Ce ați auzit din asta? Păi, da, nu mă duc telefon, că... Am văzut-o pe Facebook-ul ăla cum e, că nu pățesc, că era în mandatul ăla. Și am văzut că a tăiat. Ionuț a fost prins în Pitești, iar în cursul dimineții pe numele său a fost emis o ordonanță de reținere. Bărbatul este acuzat de omor calificat.